O șoferiță de 37 de ani din Bălți a rămas pentru cel puțin o lună fără permis de conducere și asta după ce a fost prinsă de polițiști circulând cu viteză excesivă. Femeia se deplasa prin satul Sadovoie cu o viteză de 118 km la oră, ceea ce este de două ori mai mult decât limita maximă admisă în localitate. În acest fel, șoferița vitezomană a fost sancționată cu o amendă de 2500 de lei, cu suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe un termen de la 30 la 45 de zile. Potrivit poliției, de la începutul anului, pe traseele din țară s-au produs 203 accidente rutiere din cauza depășirii limitei de viteză. În consecință, 28 de persoane au decedat, iar 275 au fost traumatizate. Un accident grav s-a produs în orașul Grigoriopol. Un șofer în vârstă de 22 de ani a rămas blocat între fierele vehiculului după ce ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar mașina a derapat de pe carosabilul umed și s-a izbit într-un copac. În urma impactului, conducătorul auto, care se afla singur în automobil, a rămas prins între fierele contorsionate ale vehiculului. În scurt timp, la fața locului au intervenit echipele de medici și salvatorii care au reușit să scoată tânărul prin ușa pasagerului din față, după care acesta a fost dus de urgență la spital. În prezent, șoferul se află în secția de terapie intensivă, iar starea lui este critică, spun medicii. O anchetă cu privire la acest accident este în plină desfășurare.